În recenta sa vizită la Deva, Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a declarat că apreciază comportamentul agenților economici hunedoreni, care, într-o proporție destul de mare, au preferat să păstreze locurile de muncă în detrimentul trimiterii personalului în șomaj tehnic în perioada de pandemie. Și asta în condițiile în care guvernul a alocat în acest sens pentru județul Hunedoara în jur de 120 de milioane de lei. Chiar dacă guvernul a sprijinit în mod activ mediul economic pe perioada crizei economice, am apreciat și în discuția cu angajatorii de la nivelul județului Hunedoara că au fost antreprenori care au preferat să mențină locurile de muncă aici, în acest județ atât de încărcat, și în detrimentul unor măsuri active pe care statul le-a oferit. Noi am sprijinit județul Hunedoara cu aproximativ 120 de milioane de lei pe perioada crizei economice prin măsurile active pe care le-am avut, așa cum la nivel național cuantumul măsurilor active pe care guvernul le-a acordat pentru mediul economic se ridică la aproximativ 7,3 miliarde de lei. Ministrul a menționat că este în permanent contact cu angajatorii pentru creșterea numărului de locuri de muncă și pentru ridicarea nivelului salariului minim pe economie. Raluca Turcan a mai spus că este conștientă de valoarea mică a salariului minim pe economie, de 2.300 de lei brut sau 1.386 de lei net în prezent, și că acesta trebuie să crească, însă trebuie mărită și productivitatea pentru ca plățile să fie sustenabile. Cunoașteți punctul meu de vedere cu privire la salariul minim. L-am afirmat și îl mențin în continuare. Consider că în România nivelul salariului minim este mic, dar în același timp acesta trebuie crescut într-un mod predictibil, astfel încât mediul economic să-l poată susține pe termen lung și să crească direct proporțional cu productivitatea muncii. De aceea, o componentă importantă a activității mele la Ministerul Muncii o reprezintă exact aceasta de discuții cu angajatorii, astfel încât să găsim varianta cea mai bună de ancorare a modalității de creștere a salariului minim în România în funcție de sustenabilitatea mediului economic. Raluca Turcan a mai precizat că în perioada următoare ar trebui să crească pensiile. Astfel, pentru anul viitor, pe legea în vigoare, pensiile vor fi indexate cel puțin cu nivelul inflației, iar creșterile efective ar fi din anul 2023, când vor intra în vigoare alte reglementări din domeniu. Pensii majorate vor putea fi încasate începând cu 1 ianuarie 2022, pentru că noua lege a pensiilor va fi finalizată undeva pe finalul anului 2022 și practic o recalculare se va produce începând cu anul 2023. Ceea ce înseamnă că anul viitor pensiile se vor plăti pe legea actuală, care prevede indexarea cel puțin cu rata inflației. Deci anul viitor pensiile vor fi majorate cel puțin cu rata inflației. La sfârșitul lunii mai a acestui an, în România erau peste 5.600.000 de angajați și circa 4.900.000 de pensionari, la care se adaugă și 275.000 de șomeri.